Fiți bineveniți la o nouă meditație din cuvânt, rolul faptelor. Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită. Ai repetat de mai multe ori că faptele nu valorează nimic și că nu există nicio condiție. Ai prezentat acest subiect cu prea multă insistență. Pentru primirea îndreptățirii, a sfințirii și a neprihănirii lui Hristos există niște condiții. Știu ce ai vrut să spui, dar tu lași o impresie greșită în mintea multora. Deși faptele bune nu vor mântui nici măcar un singur om, totuși este imposibil ca vreun om să fie mântuit fără fapte bune. Dumnezeu ne mântuiește cu o anumită condiție și anume, dacă vrem să primim, să cerem, dacă vrem să găsim, să căutăm și dacă vrem să ni se deschidă ușa, să batem.